totul conform regulamentelor. Dacă regulamentul ne permite, da. Păi vă permite în condițiile în care aveți un antrenor cu licență pro pe nu. Bancă atunci și după așa, atunci așa vom face. Deci îl țineți pe Pintico. El la început a zis, domnule, eu nu sunt pentru momentul ăsta, sunt pentru zilele astea, domne, să găsească... Domnule, vom face conform regulamentelor. Regulamentele pot fi, după cum vedeți, ocolite. Că de-aia suntem prima aici și nu domne, în Germania. Noi, dacă alții au făcut și dacă a putut coitorul, atunci înseamnă că putem și noi, sau noi nu putem. Dacă nu putem, nu mai facem noi. Păi nu puteți. Adică puteți. Puteți să santeze de facto oricine, dar da. De iure, adică conform legii, trebuie să stea pe bancă un antrenor nu știu, cu licență. Eu nu spun. Eu poate nu să spun stea și Pintilii pe bancă, în calitate de cel acolo, masări. Da, eu spun că Pintilii va sta pe bancă și o să aducem un antrenor. Dar Pintilii tot timpul a fost pe bancă și trebuie să stea pe bancă. Nu, asta e clar că a fost, dar întrebarea este dacă aduceți un antrenor care el să fie... Dar noi trebuie să traducem chestia ca să se înțeleagă. Da, deci o să facem totul conform regulamentelor. Cum e regulamentul în vigoare. Păi știu, dar puteți conform regulamentului și să-l păstrați pe Pintilii antrenorul de fapt. Eu nu știu asta. Nu, serios vă întreb acum. Vreți să-l păstrați pe Pintilii? Păi dar și eu vorbesc serios. Ce vreți să vă spun ceva care să mă afecteze mie sau ce? Păi nu, dar nu contează, că nu vă pedepsește nimeni dacă Pintilii antrenorul. Că au fost mulți. Dacă permite regulamentul, da. Deci asta, îl vreți pe Pintilii în continuare? Da, dacă permite regulamentul. Am înțeles. Dacă nu permite regulamentul, o să facem conform regulamentului. Am înțeles. Nu vă e teamă de faptul că, așa cum zic mulți, dar cum pare și logic sau posibil, că sigur că la început e entuziasm, un om apropiat dacă în timp, cum zicea și Ilie la un moment dat, s-ar putea să vină momente în care să nu mai fie de ajuns cunoștințe lui Pintilii? Păi da, eu vorbesc despre ce e vorba acum. Adică asta eu vorbesc. Eu vorbesc, adică, siguranță, că domnule, spunea că, domnule, păi e adevărat că cu Rapidul nu le-am dat nicio șansă, dar nu pot să fii toate meciurile ca și cu Rapidul. Dar nicio șansă nu le-am dat nici cu Craiova. Craiova a avut multe minci în care... A avut că conduceam noi, orice bine, ție te retragi puțin și ții rezultatul. Dar aveam 2-0, ce roși sare? Dacă ai 2-0, ce? Deci nu mai trebuie să aibă posesie neapărat echipa, că așa voiați la un moment dat. Păi nu, păi posesia trebuie să o aibă. N-a avut-o azi. Păi n-a avut-o azi, la 2-0, de exemplu, trebuia să aibă mai multă posesie. Dar care-i treaba? Aici vorbim de șmecherie. Pentru ce vreau al treilea gol? Că asta le-am spus, bă, dacă am 2-0, nu am nevoie de al treilea. Și dacă n-am nevoie de al treilea, când e mingea la mine, la Olaru, să zicem, pe care felicit cum a jucat, bă, nu mai dau pas decisiv ca să o ia adversarul. Dau în spate. Mai o dat și lui turnovarul să încălzească puțin. Eu așa cred că așa trebuie să fac. Nu? Da. Pentru ce îmi trebuie al treilea gol? Am 2-0. Pentru ce să risc pas decisiv ca să mă prindă să primesc gol? Nu vreau asta. Și asta o să le spun și eu. Păi dacă e 2-0, nu vreau 3. Vreau, dacă e posibil. Dar 2 mi-e ajunge. Da. Se tot vorbește, se aud tot felul de cipituri despre Regecamp. E ceva adevărat?